Bună, dragilor, și bine v-am regăsit în noul an. Cu această ocazie vă doresc să aveți un an minunat, un an plin de binecuvântări și să vă bucurați în acest an de fiecare experiență și să nu uitați de credința în Dumnezeu și în voi și de bunătate pentru a vă feri de orice pericol. Așa cum am obișnuit și mulți de voi așteptați acest video, astăzi vom face previziunile anului 2024 din multe puncte de vedere, care se leagă foarte mult și cu anii anteriori. Din 2020 cumva până în 2024 sunt niște ani care se leagă foarte mult și 2024 este un an karmic. Din această cauză, dacă vă gândiți bine, cumva ceea ce ați făcut în 2020 și ați făcut lucruri bune, atunci nu aveți de ce să vă îngrijorați foarte mult, însă veți auzi de foarte multe capete, de foarte mulți oameni importanți care au decizii împotriva umanității, ce vor avea foarte mult de suferit, vor plăti foarte mult. Cumva anul 2024 vine ca o retrospectivă al 2020 din punct de vedere a lucrurilor bune pe care le-am făcut și ne va da sau ne va lua în funcție de ceea ce am făcut în 2020. 2023 a fost un an care ne-a dat un preview a ceea ce e în 2024. Și-am mai spus chestia asta la o apariție în care explicam faptul că micile lucruri sau micile încercări ale unor legi, cum a fost dispariția cash-ului sau mici începuturi de conflicte sau discuții, vor duce în 2024 la adevărate probleme. Anul 2024 vine cu o energie extrem de confuză, o energie extrem de derutantă și o energie foarte schimbătoare. Uneori ne vom întreba și noi înșine ceea ce este cu noi, parcă nu ne mai înțelegem unii pe ceilalți. Spui ceva astăzi și mâine cumva persoana respectivă spune că n-a auzit niciodată acele cuvinte sau efectiv auzi ceva și mâine parcă tu nu mai ții minte ce ai spus. Este un an a cărei energie este într-o viteză fantastică. Dacă până acum vi s-a părut că timpul a trecut repede, în 2024 va trece poate de 10 ori mai repede, de aceea este un an în care trebuie să acționăm rapid. Iar dacă este un an cu foarte multe provocări la nivel global, este un an care aduce și foarte multe oportunități. Un an în care oportunitățile trebuie apucate, trebuie luate, trebuie profita de ele imediat, pentru că anul acesta nu mai avem foarte mult timp de gândire. Nu mai avem timp foarte mult să ne gândim, este bine, nu este bine ce facem. Este un an în care trebuie să acționăm foarte repede dacă vrem să prindem acele oportunități bune care ni se vor arăta în viețile noastre. Pentru că veți vedea, vor fi foarte multe astfel de ocazii de care trebuie să profităm în viața fiecăruia dintre noi. Este un an de asemenea în care se vor face foarte multe reconversii profesionale, mai ales pentru cei care mă ascultă, cei care în momentul de față nu se mai regăsesc în meseriile lor, nu se mai regăsesc în ceea ce fac, nu le mai aduce plăcere. Este anul sau energia acestui an vă împinge spre a face o schimbare și schimbarea aceasta pentru marea majoritate va fi una extrem de pozitivă. Dacă simțiți acest lucru, începeți să faceți niște cursuri, niște studii în domeniul care vă interesează și acționați. Pentru că altfel, dacă nu facem anumite schimbări, ne vom trezi poate efectiv fără job sau tot așa, tocmai pentru că am avut acest imbold, Universul ne-a trimis acest lucru, dar nu am acționat. Așadar, pentru cei care se simt în această situație, este anul care vă sprijină foarte mult în tot ceea ce înseamnă reconversie profesională. Sistemele de stat la nivel global vor suferi extrem de multe schimbări, extrem de multe reorganizări, unele mai stupide decât altele în principal, și schimbările vor veni peste noapte. Anul acesta cumva ne vom culca într-o anumită realitate și a doua zi dimineață ne vom trezi într-o altă realitate, cumva lucrurile se schimbă de la minut la altul, dar majoritatea eventurilor importante se vor întâmpla noaptea. Că vorbim despre începerea unor conflicte, că vorbim despre accentuarea conflictelor actuale, că vorbim despre anumite fenomene naturale extreme sau calamități naturale, marea majoritate se vor întâmpla noaptea. De asemenea, este un an în care trebuie să fim foarte centrați pe noi, să fim centrați pe nucleul nostru energetic și spiritual. Spiritualitatea este cea care ne poate salva de iureșul din jurul nostru, este cea care ne poate da claritate. Vor fi atât de multe voci
duce în mintea noastră, din exterior mai ales, încât uneori ne vom simți pierduți. Ei bine, componenta spirituală este arma noastră împotriva acestor manipulări, atacuri psihotronice, atacuri energetice la nivel general, pentru a ne putea păstra echilibrul și a ne putea vedea de viața noastră într-un mod cât mai frumos. Mai mult de atât, este un an în care relațiile, mai ales astea de cuplu, vor fi extrem de încercate. Este anul în care veți auzi de foarte multe divorțuri, de foarte multe despărțiri bruște în jurul vostru sau în partea asta de monden se va auzi de foarte multe, unele la care poate nici nu vă gândeați. Cei mai afectați din punct de vedere relațional sunt cei care aveau o relație sau o căsnicie bazată pe orice altceva decât iubire, încredere și sinceritate. Tot ceea ce vine pe interese de natură materială sau orice fel de alte interese, veți vedea că se va destrăma în acest an. De aceea este foarte bine că atunci când pornim la drum într-o relație să avem o bază extrem de solidă și reală a lucrurilor care chiar contează, nu doar a unor dorințe efemere sau o fericire care de fapt este mascată și în spatele ei este doar un interes ascuns. Dacă acționăm, cum vă spuneam mai devreme, rapid în fața oportunităților care apar, atunci putem spune că din punct de vedere financiar pentru foarte mulți va fi un an foarte bun. Însă dacă stăm să o lălăim, dacă stăm să ne gândim foarte mult și lăsăm analiticul să ne controleze, atunci lucrurile nu vor mai sta atât de bine. Este un an în care foarte multe revolte, foarte multe lupte de stradă vor fi în prim plan în foarte multe țări și în Europa și în alte state și vom vedea extrem de multe revolte în foarte multe țări. În Marea Britanie, în Germania, în Spania, în Turcia, iarăși unde cumva încet încet se va vorbi despre intrarea și Turciei în războiul care se va întâmpla anul viitor. Este un an în care, într-adevăr, aceste lupte de stradă vor fi cumva cap de afiș, să spunem, la știri sau în ziare. Și la noi în România vor fi astfel de lucruri, se vede ceva cumva la sfârșit de martie, început de aprilie, nu-mi dau seama exact ce, dar cumva nemulțumirile vor ieși la suprafață și se vor schimba anumite lucruri din punct de vedere al tăcerii pe care până acum România au avut-o. Extrem de multe fenomene naturale se vor manifesta în foarte multe țări, spre exemplu Spania va avea parte de foarte multe incendii, foarte multă secetă și Franța va fi afectată și Italia va fi afectată, în Germania de asemenea vor fi foarte multe alunecări de teren, poate chiar și cu tremure care vor schimba cumva poate și geografic anumite zone, lucruri care bineînțeles vor aduce destul de multă panică și lucruri care vor tinde să ducă spre acea criză alimentară de care vă spuneam, unul la mână din cauza acestor evenimente meteo extreme care le vom regăsi de-a lungul anului, dar și din cauza conflictelor care vor apărea, care vor pune destul de multă presiune pe transporturi. Se vor schimba extrem de mult puterile lumii, veți vedea din acest an că Statele Unite, spre exemplu, vor decădea extrem de mult, vor avea parte de o recesiune foarte mare, dolarul va pica extrem, extrem de mult, dar și acolo vor fi foarte multe manifestări, foarte multe nemulțumiri și de asemenea evenimente meteo sau fenomene meteo extreme, mai ales în orașele care sunt înconjurate de ape, vor avea parte de mari probleme. Lângă toate acestea, vom auzi și de unul sau doi vulcani care vor erupe și vor face destul de multe pagube. Unul poate fi în partea asta de Islanda, iar altul posibil să fie chiar în Italia, dacă nu în 2024, cel târziu anul viitor. Cum vă spuneam de foarte multă vreme, va începe un nou război, un război înrăsărit, undeva, cred că după jumătatea anului, dacă nu mai devreme, și cumva vor fi angrenate destul de multe țări, dar China, Taiwanul, fără dar și poate, și nu știu de ce toți spun acest lucru, că și Turcia văd să intre într-un conflict cu partea asta de țări arabe, nu dau seama de ce este vorba. Conflictele actuale pe care noi le știm în acest moment, în partea de Israel,
Israel și conflictul din Ucraina vor continua. Conflictul din Ucraina cumva își va mări aria de joc, să spunem, și în Marea Neagră foarte mult în această primăvară. Repet, stați absolut liniștiți, nu văd ca în România să avem parte de război, deci nu vreau să vă îngrijorați, mențin punctul de vedere pe care îl spun de un an și ceva, România nu văd să intre în război, deci putem sta liniștiți. În ceea ce privește războiul cu Israelul, acesta va cunoaște înrăutățire destul de mare. În timp lucrurile vor degenera destul de mult. Eu văd ca Israelul să nu mai fie considerată țara sfântă la un moment dat și veți vedea încet, încet cum foarte mulți oameni evrei, foarte mult din poporul evreu va migra extrem de mult. Vor migra foarte mult chiar spre România sau chiar spre Ucraina. Un alt eveniment major se va întâmpla în Italia în ceea ce privește schimbarea papei. Anul acesta se vede o problemă de sănătate destul de mare a papei actual și va fi înlocuit de un alt papă, o persoană cu o minte foarte deschisă, dar în același timp va fi și destul de controversată, vom vedea despre ce este vorba, pentru că vă spuneam de foarte multă vreme că și biserica cumva va intra într-un declin, nu mă refer doar la biserica catolică, chiar și la biserica ortodoxă. Vor fi foarte multe restricții de călătorie spre partea asta de Egipt, spre partea de Turcia, chiar și spre partea de Grecia. Oamenii se vor duce cumva în alte direcții și mai puțin în aceste zone. Chiar vreau să fiți atenți atunci când vă planificați o vacanță să nu fie în aceste zone, pentru că riscați să nu mai ajungeți acolo. Riscați să nu din cauza anulării zborurilor sau efectiv nu o să vă mai primească. Foarte multe probleme vor fi și cu imigranții, se va ajunge la niște schimbări de legi destul de mari, mai ales în Spania, în Germania și Marea Britanie, în care cetățenia se va obține foarte greu sau vizele de muncă nu se vor mai da atât de ușor. Însă, vestea bună cumva este că în România se vor întoarce foarte mulți oameni, foarte mulți români care au lucrat în sănătate și știu că sunteți foarte mulți care mă ascultați, vă veți întoarce acasă. Asta pentru România în timp va fi un lucru extraordinar, pentru că va duce la o ridicare a economiei la un moment dat și la o reluare cumva a independenței în ceea ce vorbim despre producția anumitor lucruri de care avem nevoie în fiecare zi. Așadar, dacă mă ascultați și lucrați în afara țării și aveți această dorință interioară de a vă întoarce, este momentul să vă gândiți serios la acest lucru și să acționați. Cumva karmic pentru foarte, foarte mulți români s-a terminat misiunea în alte țări și este momentul să vă întoarceți, dragilor. Dacă puteți să faceți acest lucru, vă sfătuiesc din suflet să o faceți. Cum spuneam, războaiele curente vor lua amploare, extindu-se destul de mult în Marea Neagră, cel cu Ucraina. Mai mult de atât, ne vom confrunta cu o schimbare a sistemului acestuia monetar. Veți vedea că inflația va crește extrem de mult, nu numai la noi, și în alte țări. Oamenii vor ieși în stradă tocmai din cauza faptului că nu-și mai permit aceste lucruri. Vor fi aduse în discuție și implementate, din păcate, foarte, foarte multe taxe, din ce în ce mai multe taxe, inclusiv în România, care vor face ca oamenii să iasă în stradă, de aici și foarte multe revolte. Se reorganizează tot ceea ce înseamnă la nivel politic puterea, să spunem, da? Puterea cumva nu va mai fi cum a fost acum, Statele Unite, cea mai mare putere, ci se va ajunge spre China, care va fi într-adevăr o putere foarte mare, și chiar dacă va intra în război cu Taiwanul, pentru că undeva în a doua jumătate a lunii se va întâmpla acest lucru, China va fi o putere extrem, extrem de mare, la care se va adăuga, nu știu dacă anul ăsta sau anii viitori, chiar și India, chiar dacă în acest moment nu se poate prevede politic ceva de genul acesta. Multe instituții bancare vor avea de suferit la nivel internațional, instituții foarte mari bancare care poate aveau o imagine foarte bună, o imagine de siguranță. Ei bine, acestea își vor pierde această imagine și vor intra într-un colaps. Unele vor dispărea, altele se vor uni, vor face tot felul de uniuni pentru a putea supraviețui în continuare. Inflația va crește foarte mult și se va ajunge
duce, din păcate, la primele măsuri în acest an de implementare a acestei monede digitale de care auzim. De aceea este foarte bine să aveți grijă de economiile voastre, în ideea în care să investiți în ceva palpabil, pentru că și banii din bancă la un moment dat nu vor mai valora cine știe ce, dacă se va ajunge la o demonetizare foarte mare. De aceea este bine să aveți cumva economiile în niște lucruri solide. Vă recomand cu toate aurul, vă recomand terenurile și casele pe pământ, în niciun caz blocurile. UE, Uniunea Europeană, va începe să fie cutremurată destul de mult, se vor auzi voci ale țărilor care vor vrea să se retragă. Cumva până la sfârșitul anului este posibil ca cel puțin o țară să se retragă din această organizație, urmând ca încet încet să se destrame și să formeze alte alianțe. Într-adevăr, vom intra în Schengen, dar la un moment dat vor mai fi alte conflicte, nu din partea Austriei, posibil să fie din partea Olandei, și chiar dacă ne bucurăm pe perioada de timp, undeva în 2025, posibil nici să nu mai existe acest Schengen, pentru că tot ce înseamnă călătoriile vor fi extrem de restricționate. Din punct de vedere al sănătății, anul acesta vine cu o energie care presează foarte mult psihicul uman și veți vedea o pandemie, între ghilimele, de probleme psihice, probleme psihiatrice ale oamenilor, acest lucru aducând destul de multă tristețe și destul de multe probleme. Și mai mult de atât, deja a început să se vorbească încet încet despre o nouă pandemie cu noi restricții, un nou virus de care v-am mai vorbit, care va veni pe apă din ceea ce văd eu în acest moment, un virus care va provoca, eu zic că undeva în a doua parte a anului, după cum se vede în acest moment, destul de multe probleme. Și în România vor fi niște fenomene meteo extreme destul de mari, chiar și acum, la începutul anului, vor fi niște vijelii destul de puternice, însă nu se vor compara cu ceea ce se va întâmpla în alte țări. Mereu vă spun că noi aici în România suntem mult mai feriți și veți vedea, vă veți convinge singuri că, deși avem impresia că lucrurile nu funcționează, că lucrurile sunt destul de grele, că economic nu avem cum să ne revenim, comparativ cu alte țări chiar vom sta bine, chiar și la plata de hrană și lipsurile pe care alții le vor avea, iar la noi va fi destul de bine. Regimul politic actual se va schimba în urma alegerilor în România. Este un an în care sunt alegeri în aproape 40 de țări, alegeri care vor face ca sistemele politice să se schimbe, nu neapărat în bine. La noi România se va schimba, însă nu pot să zic că va fi foarte bine în acest moment. Va apărea la un moment dat o altă voce, o voce mai tânără care va lua destul de multă amploare, dar nu văd să fie în acest moment, în acest an electoral. Există de asemenea o posibilitate reală, undeva în a doua jumătate a lunii, să fie niște probleme cu internetul în anumite zone. Nu-mi dau seama exact unde, cum, dar cred că vor fi niște probleme, însemnând că vor rămâne anumite arii fără conexiune la satelit, fără comunicare, fără internet. Asta va perturba destul de mult tot sistemul, bineînțeles, și bancar, și tot sistemul informatic și tot așa. Mai mult de atât, vom auzi de foarte multe spyware-uri, de foarte mulți virus de ăștia informatici care vor afecta sistemele bancare. În acest moment aș tinde să spun că acești virus informatici vor veni în principal din zona Chinei. Foarte, foarte multe incendii, cum vă spuneam, în Spania, vor fi destul de multe probleme și secete, și în România va fi secetă, însă față de multe alte țări, noi încă vom avea o producție destul de bună de mâncare. Rata criminalității va crește foarte mult în foarte multe țări și cumva siguranța pe care oamenii o simțeau înainte nu o vor mai resimți, asta din nou contribuind destul de mult la această componentă psihică, la frică, la manipulare și tot așa. Un boom major, o creștere majoră, cel puțin și în România, a prețurilor caselor și terenurilor din vară vor crește extrem de mult. Încet, încet se va discuta chiar și despre dreptul de proprietate care va fi pus în pericol, dar e un lucru care se va întâmpla în timp, nu se va întâmpla acum imediat. Cumva, anul acesta este foarte provocator. Este un an care vine cu schimbări majore. V-am zis, așteptați-vă la schimbări de pe o zi pe alta, nu doar în sistemul politic,
politic, nu doar în sistemul monetar, nu doar în economie, ci pur și simplu și schimbări interioare. Vom simți uneori că nu ne înțelegem unul pe celălalt, vorbim astăzi ceva și mâine nu se va mai recunoaște de cealaltă persoană că am spus acel lucru, vom fi absolut șocați în anumite situații, de aceea trebuie să ne păstrăm foarte mult echilibrul și este un an în care trebuie să ne cumva îndreptăm extrem de mult spre tot ceea ce înseamnă această componentă spirituală a noastră. Gândiți-vă că noi suntem scântei din Dumnezeu. Asta înseamnă că noi putem accesa această putere și dacă avem credință în Dumnezeu, dacă suntem buni, dacă nu uităm de umanitatea din noi, dacă nu uităm de lucrurile care adevărat contează, fără dar și poate vom fi ghidați și ne vom putea strecura prin toate aceste lucruri destul de complicate pe care le trăim. Până la urmă, sunt niște lecții pe care nu le-am învățat, niște lecții care la nivel global se repetă și din păcate nu sunt învățate, niște lecții prin care trebuie să trecem din nou, dar pentru cei care, repet, au credință în Dumnezeu, sunt niște oameni onești din toate punctele de vedere, nu văd să fie niște probleme foarte mari. Rata deceselor va fi destul de mare și anul viitor, poate chiar și foarte multe sinucideri și lucruri de genul acesta. Nu este un an ușor, dar este un an, repet, cum am spus și la început, care vine cu foarte multe oportunități. Oportunități de care vreau să profitați. Axați-vă foarte mult pe voi, axați-vă pe ceea ce vă spune sufletul vostru și acționați. Nu vă lăsați influențați foarte mult din jur, pentru că toată informația pe care o vom avea în jurul nostru poate fi extrem de derutantă. Dacă v-a plăcut acest video, am să vă rog să dați un share, să ajungă la cât mai mulți oameni și bineînțeles să subscribe la unul de YouTube pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez nou. Iar până data viitoare, vă doresc să fiți fericiți. La revedere!